Păi mi-am topit căldura de la cecal din clasă și de la costum. Bine, mai avem un pic, dar vrea să ne vadă cu mine. Și voi credeți că moșului nu este ca altă, te se cal moșule? Cred că te-ai încins cam mult. Ana, hai să vedem ce face Ana. Ana îi scrie și ea moșului în bilet și îi spune că ea nu l-așteaptă cu jucării. Să vedem cu ce l-așteaptă. Mai spune niște și tare. Bilete înturos găsut. Moșule, eu am aflat că la mine nu o să vii. Poate că te-a supărat și că atunci alți copii tot te aștept la mine în prag, nu ca să-mi adus păpuși, o să am un pereche cu deac, o pereche de mănânc, de altele de zi și de viscoi și de soaie, când podești aduce și lume se bătoaie. Și aș vrea să ți-e dau chiar ziua de ajun. Dar de unde să te iau? Dar nu mă spune chiar de deci de poți și te găsești și asta cu nerăbdare. Știu că tu chiar te iubești și n-ai timp de supăiare. Și Georgiana, sora mea, ți-am trecit și o căținiță. Pe biletul cu nenea se semnează o fetiță. Andreea Șerbănescu ne spune de ce nu o să-i spune niciodată, deși el călătorește tot anul. Hai, lasă-mi să vedem de tine. Hai, uite că ne-a primit și la moș. Hai, să-i voi. Și zău cum se face oare că bătrânul nostru nu obosește niciodată, iar când să mă mers pe drum. Căsuța de la țară cu mușcate în scribă, moșuva să vine să ia iar mai călător. Și când fulge? Când fulge și să seamnă pe pământ. Pe pământ plasma albă. Moș Crăciun. Moș Crăciun. Pornește în lume? În lume călătorește. Moșule. Moșule cu sufletul. Dragă moșule Crăciun. Rugăm pe Domnul să dea o și înger în vreagna ta. Bravo, Andreea! Să mă dai darurile! Dacă nu treci la loc, nu dă niciun dar! Da? Vedem la sfârșit, dacă nu țineți cu mine, că văd că nu prea mai întâlnit. Și Adriana, nu mai spate să se bagi Adriana. Treci mai în față un pic și să gata, Alex, ridică-te și tu în picioare, Alex. Spate-ți locul lor, fetele, vă rog. Gata. Mânuțele pe lângă voi. Gabriel crede că are și el un dar de la moș și îl invită să se odihnească puțin la noi. Hai, Gabi, trebuie în față. Mai în față, Gabi, un pic. Și spui tare, da? Cărțul în trebuie să am fie un cadou de Domn, să-mi rățăm, 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 să-mi r
Ce faci? Ce tare! Ei, ce faci? Și fuge! Hai! Uite-te la moș, la părinți. Mai este un pic. Moș Crăciunule, să știi că eu nu pot să fiu cu minte. Dar și mama când îmi spune, eu cred că minte. Și mă simt am inovat, moșule. Așa că spun, dacă vii puza colpin, e să nu-i arunci nimic. Despre tata, ce să spun? Pentru a împărți multe daruri la copii. Mai în față, Alex, mai în față, și spui tare. Moș Crăciunule, Crăciune. Crăciune? Bine ai venit. Și? Bine ai venit. Tare. Și? Un an? Nou fericit. Da? Un an mai mare să mă licel. Am crescut să mă licel. Dar mama tot mai de dragul mamei băiețe. Povestindu-mi despre tine, mama multe m-a gustat ce e rău și ce e bine. Fasule, în gura, aș dori să fiu ca tine. Când o să fiu și o pătru, să-mi fac darul și o fire ca și tine, moș Crăciunule. Bravo! Bună ziua, bine ați venit, domnule primar. Vreți să-mi o poezie? Da, hai să-ți în față să vă dăm moșul cadou. Bun. Am frigiderul primesc. Da? Da? Picioare. Andrei, în picioare. Uite la mine. 1, 2, 3. Moș Crăciun, cotește iară bucuria Cică moș, oricum se spune, dă la toți copiii buni.
sfat cum să se poarte în lume, ba și căl de rugăciuni. El are dragoste multă pentru copiii cu minți. Sfat cum să se... Și pentru ce? Și pentru ce ce ascultă de Dumnezeu și părinți. Apoi tot el povestește despre un copilaș cu minte care în cerul locuiește și acesta e Hristos. El a fost cumva în lume, zice moșul cu glas blând. De mulți mă sunt toate. Și la Cartea Sfântă spune că o să mai vină pe Pământ. Bravo, Elena! Cristina, visează și ea de mult la Crăciun și spune că îi ascultă pe părinți. Zi. Moș Crăciun. Visez. La tine. De? Un an întreg te aștept. Știu. Eu am învățat mai bine. Sunt cu minte și deșteaptă. Pe părinți. Te ascult de acum. Și nu? Și nu sunt pe vecin. Deloc cu gluma. Ce mereu termin. Ce dulciuri. Ce dulciuri întremeze. Și nu sunt. Și nu sunt dezordonată. Moș Crăciun. Ce dor îmi este. Tot anul. Nu te-am așteptat. Bravo. Bravo! Alex Neacșu, poate să mai răcurește un pic, ne spune ce daruri aduce moșul copiilor buni și cu mine. Alex, treci în față. Mai în față un pic. Da? Zic. De ce? Pare. De ce sunt bășeni acum? Ești pădora la Căciun. E ziua. Eu care ești și toată lucrării. Din cer? Remus, copilul sfânt iubit. Pe drum? Care? Pe drum numai? Cu steaua? Uite cu rori. Pe la? Ca să dorești, m-a iubit un locăciun. El aduce? O puteai, face mici și mititei. Mici? Nu mată popușele la mici. Fetițe? La drăguții? Pe etaj. Trâmbițe? Pe futuraș. Niciodată, moș. Căciun, uită copilul bun. Bravo! Treci la loc. Claudiu se întreabă dacă va veni și la el moșul și ce daruri va aduce. Din secundă.